Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Seniorii Petrolului Românesc. Invitatul meu special, din nou un invitat special, este domnul profesor Marius Cristian Neacșu Ploieștean. Bine ați venit în premieră, domnule profesor, în studioul nostru Valea Prahovei. Într-adevăr, am revenit acasă, dar în premieră în acest studio de televiziune, Valea Prahovei, și vă mulțumesc mult pentru invitație. Nu știu cât sunt de special, dar vă mulțumesc că opresc doar partea cu invitația și vă mulțumesc frumos. Sunteți... La fel, nici nu știu cât sunt de senior, dar am scris câte ceva în domeniul. Aveți viitorul și tot ce avem noi pe masă, care sper să constituie argumente pentru noi. Cineva făcea o glumă, zice, e mic negru și bate la ușă viitorul, negru ca și petrolul. Vom vedea ce ne rezervă acest. Apropo de petrol, văd că mă provocați. Și apropo de Ploiești, ultima dată ați fost în Ploiești când, vă vreau să... Păi, ultima dată am fost în Ploiești acum câteva zile, sunt sâmbătă. Sunt indiscret, pentru că știu că a fost un eveniment de o sâmbătă și am fost vineri, am fost sâmbătă, au fost zilele școlii mele. Eu am absolvit Colegiul Național, era liceu teoretic când l-am absolvit eu, Ion Luca Caragiale, sunt caragialist și s-au împlinit exact 150 de ani de la nașterea acestei frumoase școli românești, care a dat atâtea, am aflat și eu sâmbătă, mă trisesc, atunci când eram licean, nu știam aceste lucruri, a dat atâtea mari personalități României, printre care aproape 30 de academicieni, a dat 3 președințe ai Academiei Române. Cu unii ne-am întâlnit și noi aici, cei în viață, cu alții urmează să ne întâlnim. Unde vă simțiți? Deci Ploiești, da? Noi arătăm telespectatorilor o carte frumoasă, cinste cu ea scris-o. 150 de ani, Ion Luca Caragiale, o întâlnire emoționantă. Profesor, ați fost invitat. Foarte, da. Și mă bucur că nu v-ați uitat nici obârșile și nici maestrii de viață și nici dascăli. Am primit și eu statutul tot de invitat special și acolo, doar că s-a păstrat invitat special. Autorii acestei cărți, sub semnul Minerve, citeți pe coperta întâi, Petre Năchilă, Vasile Moga, Traian Lazăr, o carte foarte frumoasă, care se apropie cu respect pentru toți cei care au o legătură, poate nu au o legătură, cu Colegiul Național Ion Luca Caragiale. Unde vă simțiți cel mai bine, domnul profesor? La SE, unde sunteți conferențiar, în București, unde stați, am înțeles că tot în vest, a fost o obsesie acest vest pentru dumneavoastră, sau la Ploiești, sau unde? O să spuneți ubi bene, ubi patria, dar unde vă simțiți cel mai bine? Interesantă și întrebarea și frumoasă în același timp. N-am avut timp să mă decid. Jumătate din viață mi-am petrecut-o în Ploiești, unde am copilărit, m-am născut, am copilărit, am crescut și m-am format. Mi-am format începuturile, ca să spun așa. Cealaltă jumătate de viață am trăit-o în București. Și câte jumătăți aveți în deci, deocamdată aceste două. 18 ani am stat în Ploiești, 19 ani am stat în București. Mă simt bine și în Ploiești. Ați văzut lumina zilei aici, la 1 iunie 1977. Pe vremea când se coc cireșele, într-adevăr, la 1 iunie, am născut în această zi specială. După marele cutremur din 77, am venit ceva mai devreme pe lume. Am născut prematur, ar trebui să mă nasc mai târziu. Și întotdeauna am fost cel mai mic din colectiv, ca vârstă, din colectivele în care am făcut parte. Domnule profesor, începuturile uneori sunt ezitante. Am spus invitat special pentru că aveți foarte multe legături cu petrolul și mai corect am descoperit, lecturând tot ce ați scris și ce urmează să mai scrieți, apropo de destăinurile dumneavoastră, că sunteți un specialist în geopolitică, dar geopolitica este un domeniu larg. Vom insista astăzi pe tot ce ține de geopolitica petrolului, deci a resurselor în general. Nu înainte de a mai rămâne puțin la Ploiești, am aici o lucrare, două lucrări pe care de altfel dumneavoastră le-ați publicat. Din teza de doctorat, am numai caseta, Imaginea Urbană. Imaginea Urbană, element esențial în organizarea spațiului. Este obligatoriu. Acest adagiu al dumneavoastră. Am zis că nu v-ați publicat teza,
Și au apărut, a zufilat și teza, da? Da, teza este publicată sub cele două cărți, celor două, da? Volume. Am înțeles. Iată, și eu am crezut că un singur volum. Orașul sub lupă? Orașul este generic sau... Nu, orașul este în prima parte teoria ceea ce înseamnă orașul, teoria ceea ce înseamnă spațiul urban, iar studiul de caz este pe municipiul Ploiești. Foarte interesant și în sfârșit, bănesc că a doua parte a tezei, sau poate prima, imaginea urbană, să arătăm această carte. Sunteți doctor din ce an, domn profesor? În decembrie 2008 am susținut public teza de doctorat. Conducător științific? Domn profesor Silviu Neguț. Invitatul nostru, prietenul nostru, care trebuie să spunem, va și recomanda. Da, și va și recomandat cu căldură și iată-ne și în studio. Eu am ales un pasaj din Orașul sub lupă, concepte urbane, abordare geografică, legat de Ploiești. Văd că ați adunat-o foarte bine documentat, nu aceasta este interesantă acum, dar vis-a-vis de Ploiești. Spuneți așa, din presa vremii, citez dintr-un fragment care a apărut în curentul 15 decembrie 1999. Da. Nicăieri în România, provincia de la Ploiești nu seamănă mai izbitor cu provincia de la București. Capitala industriilor, a fumegaților, a țițeiului mustind în beciuri, a petrolului aprins pe câmpuri, Ploieștiul pare Grozăvești. Pare Faur, pare Republica, pare Sămănătoarea, ce vremuri, un urban de periferie al marelui producător de frenezie care este București. Mai puțin de oră de mers cu trenul desparte două citadele care au făcut istoria umăr la umăr. Provincia ploieșteană schițează portretul proletar al unei industrializări impulsive. Ploiești este și rămâne un oraș gândit de București, un oraș în care se moare de lentoare cu miros de păcură. Și acum o frază de final bolduită. În Prahova, la Ploiești, se făcea prețul petrolului în lume când Europa avea nevoie de încă două războaie ca să trăim. Frumos ați ales. Mi-a plăcut și mie foarte, foarte mult. Practic, asta este atmosfera acestui oraș frumos. Sau altfel spus, pot parafraza această atmosferă, o pot reda și sub alte cuvinte, după cum bine spunea poetul George Ranetti. Ce-ar fi actorul fără rol, fără de flirt, Juna Duduie, Ploieștii fără de statuie, dar mai ales fără petrol. George Ranetti, un amic, prieten bun al tânărului Ioan Luca Caragiale. Caragiale, Caragiale, dacă nu erai matale, rămâneam tot haimanale. Să facem deja primii pași. Am primit de la dumneavoastră și am admirat cu emoție câteva imagini pe care eu aș vrea să le introduc într-o secțiune ipostaze. Și pe loc, foarte rapid, aș vrea să comentați. Rog, regia. Vă rog, domnule profesor. Da, sunt împreună cu profesorul Silviu Neguț. Suntem la Congresul Internațional de Geografie, care se ține o dată la 4 ani. Este cel mai mare congres în domeniu. În acel an, în 2008, s-a ținut în Tunis, în Tunisia. Și suntem în sala mare, în plen. Domnul profesor Silviu Neguț este un prieten de-al nostru. De curând, profesor emerit, doctor honoris causa al Universității Petrol-Gaze din Ploiești. Ce avem noi aici, domnule profesor? Un berber european, un berber ploieștean. Haideți să spunem ploieștean, totuși, da? Sunt eu îmbrăcat în straie arabești, în straie berbere. Iată, alături de un alt prieten al emisiunii noastre, invitat, o personalitate. Șarmantul, fermecătorul Dumitru Dorin Prunariu, singurul, unicul cosmonaut român și se pare că va rămâne unicul multă vreme. De acum încolo echipajele deja sunt făcute pe următorii 50 de ani și nu figurează încă niciun român. Domnia sa ne-a declarat cu mult șarm că ar dori, dacă se poate, apropo de zborurile private, să revină în cosmos. Dar deocamdată rămâne cu picioarele pe pământ. Mai avem o altă imagine onorantă. Masteranzii mei, suntem împreună... Deci să spunem telespectatorilor că sunteți directorul... al masterului de geopolitică și afaceri din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Sunt împreună cu o generație de masteranzi de la geopolitică. În 2008 suntem aici, toamna târziu, suntem la Bruxelles, la sediul civil al NATO. Foarte frumos și mai ales acest bonus.
O penultimă imagine pe care de asemenea aș vrea să o imagine de grup, să o comentați. Ce surprize frumoase! Da, eu le-am selectat, dumneavoastră mi le-ați pus la dispoziție. Sunt cu o parte din bunii mei prieteni și colegi, iar în, cu Plover Verde și cu sacou, în mijlocul nostru, este un emerit profesor francez, foarte cunoscut în lumea geografică, deci în lumea, numai în lumea francofonă, profesorul și geopoliticianul Paul Claval. Suntem în România, da? Suntem în România, în apropierea Iașului, dulcele târg al Ieșilor. Iubim de Desila. Și ultima imagine care mie mi s-a părut semnificativă. Nu știu dacă bătrânul din imagine este o jucărie stricată, ne aflăm sigur în străinătate. O să râdeți, un profesor olandez foarte respectat la el acolo și noi l-am respectat la rândul nostru, se numește Gregory Ashworth, este din Hrăninhân, din Olanda. Suntem în fața casei sale. Am aflat atunci cu destul de interesant, având în vedere ce se întâmplă la noi în ceea ce privește designul urban și tot ceea ce ține de, de urbanism și de arhitectura urbană, că primește o sumă consistentă de la, de la statul olandez, trăiește într-o casă de patrimoniu, este casa din centru, din Houtmark, în piața centrală, primește aproape 1 milion de euro anual ca să întrețină casa exact în aceeași configurație. Deci aceeași culoare a fațadei, fără să schimbe absolut nimic. Și cu o nonșalanță, o naturalețe desăvârșită, când am ajuns seara la dumnealui, că eram un grup, eram și cu colegii mei acolo, a scos în fața casei pe trotuar o măsuță, a pus câte ceva pe masă și ne-am așezat la o șuietă. Deci o chestie foarte, foarte naturală, care la noi probabil ar fi devenit spectacol instantaneu. Frumos. Mai sunt și alte imagini, dar eu le-am considerat importante, dacă greșesc. Am început cu imaginele pentru că ele sunt grăitoare. Și acum câteva cuvinte, foarte pe scurt, mi-am permis eu câteva repere biografice, după care să navigăm, să trecem la chestiune, cum se spune. Conferențial Universal 2014 la ASE București, director master geopolitică din 2011 prezent tot la ASE, un masterat de succes. Da, dar aș face aici o mențiune. S-am fost, ca să spun așa, în umbra, în spatele acestui master de când s-a înființat el, din 2004. Geopolitica NASA este ceva mai veche. Prin anii 90 a fost introdusă de profesorul Silviu Neguț sub forma unui curs facultativ inițial. Pas cu pas. Politica pașilor mănunți. Cunosc așa politică, da. A avut mare succes, a devenit opțional, a avut succes din ce în ce mai mare, a devenit obligatoriu, apoi a devenit un modul de studii aprofundate. Iar în 2004, când ușor, ușor noi pregăteam tranziția către sistemul Bologna, a devenit masterat de sine stătător și tot de atunci îl și gestionez. Am trecut prin toate etapele, secretar științific al programului de masterat. A suportat, bineînțeles, din rațiuni geopolitice mai multe denumiri de-a lungul timpului și vă pot da câteva. Prima formă a numelui și cu care a și absolvit prima generație a fost geopolitică și geostrategie. Apoi a devenit geopolitică și relații internaționale, apoi într-o altă fază geopolitică și relații economice internaționale, iar în prezent geopolitică și afaceri. De când l-am preluat eu, adică am continuat sub funcția asta generică de director. Eu încerc un regret aici. Am dorit, când conduceam un master internațional cu Paris 12, să-l aduc pe domnul profesor, nu știam că existați, la un curs de geopolitică la noi, n-am reușit, iar acum este prea târziu pentru că se poate, dar nu mai există INDE Ploiești. Cine știe, poate pentru viitor, într-un alt masterat, cu siguranță că se găsesc locuri ca să reveniți. Nu-i târziu nici acum. N-ar fi rău, de ce vă spun chestiunea asta? Noi am creat o serie, deci am făcut așa un calcul, s-au adunat aproape 1000 de absolvenți și am început ușor, ușor să fim identificați și chiar și ca element de identitate, numai de identificare, pe piața din București, drept școala de geopolitică de la ASE. Ușor, ușor, absolvenții noștri se regăsesc în structurile Ministerului Afacerilor de Externe și în alte structuri, fie în corporații transnaționale și când, atunci când mai mergem pe la evenimente,
parcă revenim în facultate. Ne întâlnim cu foștii noștri absolvenți. Dar fi rău să fie bine. Vă propun de acum decenul geopolitica petrolului la un viitor, la un masterat pe care să-l deșifrăm împreună. Avem un masterat internațional din acest an, dar suntem pe post, am smuls de la dumneavoastră un da categoric. Ar fi foarte frumos să se întâmple chestiunea asta. Ar fi la condițional optativ. Ar fi foarte frumos să se întâmple și da categoric, dacă ar fi să fie, noi suntem prezenți. Vă mulțumesc foarte mult. Director proiecte Fundația Universală a Mării Negre, sub egida Academiei Române, organism consultativ ONU, din 2013 și prezent. Da, da. Vicepreședinte filiala București a Societății de Geografie din România, sub patronajul Casei Regale. Da. Din 2013 da, și în prezent. Da, am reintrat. Am fost sub patronajul Casei Regale, apoi au fost s-au produs niște modificări, niște perturbări și am revenit sub patronajul oficial al Casei Regale. Și autor de manuale școlare, împreună cu colegii dumneavoastră, dar în special cu mentorul dumneavoastră, domnul profesor Sipin Neguț. Și în final, am să recomand cu plăcere și am să prezint coperta întâi a unei reviste, Terra, lumea pe care o descoperi, pe care ați preluat-o din 2014, da? Din acest sezon. Din acest sezon. Pentru copii, am înțeles, da? Este o revistă pentru copii și sunt foarte emoționat că prezentați această revistă. Da, cu sinceritate, revistă. Fără să dăm în mintea copiilor, totuși, nu? Vă rog. Îmi place să traduc geografia pentru copii și mă bucur mult că această revistă reușește să rămână în picioare, așa cum o țineți dumneavoastră. Terra Magazin este o revistă de popularizare. Nu, chiar dacă nu mai țin ea, este revistă care rămâne în picioare. Este o revistă de popularizare a geografiei, în special, și a științelor în general. Practic, vedeți bine acum când se tot vorbește de virtualizarea mediului educațional. Știu ce a însemnat pentru copilăria mea să ai cât o revistă. Eu mi-am trăit liceul și apoi în mod deosebit studenția, fie cu Science V, fie cu National Geographic, și știu ce mult însemna să ai o astfel de revistă. Te face să visezi. Și atunci cu mare drag mă ocup de această revistă. Domnule profesor, vă cer permisiunea să ne oprim din această prezentare deloc aranjată. Dacă mai lipsește ceva, poate adăugăm pe parcurs, da? Sigur, și vă rog să nu mă iertați. Și vă rog să nu mă iertați. Am spus de la început că sunt un invitat special și astăzi vom încerca pentru telespectatorii noștri să ne spuneți totul sau aproape totul despre geopolitică, mai interesant special geopetropolitică, geopetrogazopolitică. Sunt câteva sintagme. Sunteți coautor sau autor, am văzut aici reviste dedicate. Și aș vrea să începem cu geopolitica, poate dându-ne chiar o definiție, vorbindu-ne despre relația dintre spațiul geografic și puterea politică, geoeconomie, dacă se poate, și în final, petrol, ecuația petrolului. După care să intrăm exact în concepte mai puțin bătătorite, în sintagme. Vă rog, domnule. Da. Îmi este foarte dragă geopolitica, mai ales că eu am prins-o exact când ea se afirma. Aici profesorul Silviu Neguț are meritul de a fi avut curajul, îndrăzneala și viziunea de a reintroduce în școala românească universitară cursul de geopolitică în condițiile în care această geopolitică, ca și știință, a fost pur și simplu ștersă din învățământ. În toată perioada comunistă era considerată o doctrină imperialistă, capitalistă, cunoașteți clișeele, și asta pentru că fondatorul, unul dintre fondatori, practic fondatorul școlii germane de geopolitică, Haushofer, profesorul, primul profesor de geopolitică din lume, era prieten la cataramă cu Rudolf Hess, care era adjunctul lui Hitler. Și de atunci ideile savantului ajungeau la urechile Führerului, care, bineînțeles, le extremiza, le scotea din context pentru a justifica ideologia nazistă, și de atunci geopolitica a fost asociată, a purtat această anatemă a nazismului. Interzis în perioada comunistă, spuneam, meritul este al profesorului Neguț pentru că a revigorat un învățământul economic românesc. Câtă nevoie are un economist, câtă nevoie are un om să înțeleagă lumea în care trăiește. Că practic cu asta se ocupă geopolitica, ne învață să înțelegem lumea, mai bine lumea în care trăim. Foarte sintetic, esențializat, geopolitica ar însemna
felul în care un actor reușește să-și maximizeze puterea folosind spațiul geografic sau felul în care spațiul geografic se repercutează asupra puterii, în sensul de a o maximiza. Și spune un precursor al geopoliticii, părintele spiritual practic al acestei științe, Friedrich Ratzel. Friedrich Ratzel, fac o mențiune, a fost profesorul celui care a creat școala geografică românească, Simeon Mehedinți. Simeon Mehedinți și-a dat doctoratul la Berlin. Și Friedrich Ratzel spunea, teritoriul corijează, poziția geografică corijează spațiul. O poate deci maximiza sau o poate, îi poate diminua din valoare. Deci atât cât de frumos spunea și mă gândesc și la ce spunea cronicarul nostru, bătrânul cronicar, cum îi spune Simeon Mehedinți, Grigore Ureche, suntem așezați în calea tuturor răutăților. Deci noi trăim astăzi ceea ce trăim doar din această extrapolare a poziției noastre geografice. Este foarte important unde te afli pe planeta asta și ce semnificații rezultă de aici. Sunt țări mici, dar ce semnificații uriașe au, să ne gândim la o Olandă. Păi ce era Olanda cu câteva sute de ani? Pe aeroportul din Schiphol, astăzi, dacă vrem să zburăm la New York sau să zburăm în Olanda, da? În Schiphol, aeroportul Amsterdamului, păi în 1500 și ceva s-a dus o mare bătălie navală. Era fund de mare. Da, știți că toată lumea a fost creată de Dumnezeu, numai Olanda a fost creată de olandezi și au scos țara de sub fundul mării. Și iată astăzi Olanda, ce forță extraordinară are această țară mică, care se ocupă cu verdețuri, cu ierburi, floricultura, asta așa sub formă de glumă, deci practic deține câteva procente din comerțul mondial. Elveția, o altă țară mică. Spun mereu elvețienii, noi suntem neutri, folosesc neutralitatea ca un instrument de politică externă. Păi da, dar cât e ea de mică Elveția, și avem câteva clișee legate de vaca aceea MOV, Milka, ceasurile Rolex, dar iată cât de bine știe să gestioneze această poziție. Practic toate drumurile din Europa Centrală trec prin Elveția. Nu poți traversa Alpii decât prin Elveția și își permite să rămână în lumea asta tumultoasă în care trăim astăzi, să rămână neutră. Ceea ce noi nu putem, că suntem la margine. Nu suntem în centrul construcției acestea frumoase europene. Dar, pe de altă parte, sunt și extreme. Sunt țări mari, uriașe, pe care nimeni nu le întreabă nimic. N-au niciun fel de semnificație geopolitică. Deci, iată ce frumos spunea Friedrich Ratzel despre geopolitică. Domnule profesor, unii fac confuzie între geopolitică și geografie politică. Într-adevăr, se păstrează și se face și se păstrează confuzia asta. Ambele științe, ambele au rădăcini geografice și ambele tratează relația dintre spațiu geografic și putere. Numai că diferă sensul. Geopolitica tratează felul în care spațiul geografic se reflectă în maximizarea puterii, manifestarea puterii pe glob, în timp ce geografia politică, relația exact inversă. Felul în care o decizie politică se repercutează asupra spațiului geografic. De exemplu, rezultă o entitate spațială nouă care până atunci nu exista. Că toți suntem la petrol, Sudanul de Sud. O entitate spațială, cel mai tânăr stat de pe harta politică a lumii, a apărut în 2011, și care constituie obiect al geografiei politice. Dar mâna invizibilă din spate, care a dus la apariția lui, relațiile pe care le are pe orizontală cu ceilalți actori, sunt apanajul geopoliticii. Mai avem două elemente și ne apropiem de pauză pe care le-am promis, geoeconomie și petrol, ecuația petrolului. Vă rog. S-a crezut multă vreme că după sfârșitul războiului rece și după implozia sistemului comunist, după implozia URSS-ului, pentru că asta a fost o implozie, că s-a terminat, dacă vreți, cu geopolitica și că nu mai poate fi utilizat spațiul sau semnificația geografică a unui loc, teritoriul, în mai concret spus, pentru a maximiza puterea. Suna prea deterministic. Și atunci s-a crezut ușor-ușor că se face o tranziție spre geoeconomie. Adică se făcea o tranziție dinspre hard power, dinspre puterea dură, utilizarea instrumentului militar ca forță de manifestare a puterii, în speță cât ne-au rămas în memorie, nu? Invaziile armatei roșii și primăvara de la Praga și Budapesta 56, cu, de data asta, cu închiderea robinetului la gaze naturale sau la petrol. Deci utilizarea instrumentului economic pentru manifestarea puterii. Și așa s-a crezut că intră în scenă geoeconomia, care
era ceva, nu era atât de dură cum era geopolitica. Numai că prezentul ne-a arătat, martie 2014, invazia din nou, tancurile rusești de data asta, care au intrat în Crimea, au arătat că, de fapt, trăim într-un mixt. E un mix, un mix de putere și un mix, și conceptele sunt mixate, că și-au metamorfozat ușor substanța. Este și geopolitică, este și geoeconomie. Și o să mai dezvoltăm ideea asta, pentru că dacă toată prima jumătate a secolului 20, în ceea ce privește petrolul, era o relație simplă între hegemonul petrolier, care erau Statele Unite ale Americii, și coloniile petroliere. Lucrurile s-au mai schimbat puțin între timp și s-au mai diversificat. Numărul actorilor a crescut foarte, foarte mult și complică această ecuație. Care este ecuația petrolului? Și vă face o scurtă pauză, pe scurt. Se poate vorbi de ecuația petrolului? Se poate vorbi. E o ecuație destul de complicată în prezent și o să încerc detalii, să explic după pauză. Da? Bun. Atunci ne odihnim puțin și imediat după pauză reluăm. În regulă. Suntem la a doua parte a emisiunii Seniorii Petrolului Românesc cu invitatul meu special, domnul profesor Marius Cristian Neacșu. Rămăsesem la ecuația petrolului. A spus că este foarte complicată, adică e complex, are o parte reală și o parte imaginară, da? Haideți, vă rog, să găsim partea reală, după care o să abordăm o altă sintagmă. Vă rog. Petrolul, numai dacă ne gândim câte sintagme, câte atribute a primit în prezent, a fost numit binecuvântare și blestem, a fost denumit apoi sânge sau nerv al civilizației, aurul negru. Are o încărcătură pe care alte resurse, toate resursele sunt importante, dar nu toate sunt și vitale, sunt atât de importante. O încărcătură care îl plasează în sfera resurselor geostrategice. Resurse geostrategice fiind acele resurse fără de care umanitatea nu mai poate concepe dezvoltarea la un moment dat al istoriei. Sunt atât de importante încât declanșează conflicte, sunt atât de importante încât schimbă și pot schimba sensul unei civilizații. De asta am spus că sunt vitale. De la lupta pentru un sol mai bun, pentru un teren arabil, care încă se mai păstrează pe alocuri în unele regiuni africane, apoi apa, a fost și ea o resursă strategică, astăzi resursele energetice capătă acest atribut, această semnificație de resursă geostrategică. Legat de petrol, petrolul are foarte multe semnificații. Reprezintă numai o putere superioară, celei a cărbunelui, de exemplu, deci o reconversie energetică, reprezintă și un mediu pentru această putere. Este și putere și mediu care întreține această putere. Nu poți imagina prezența petrolului într-o anumită sferă fără bogăția, fără banii, fără puterea, dacă vreți, politică, care este asociată acestui petrol. Cu alte cuvinte, ai petrol, ai și putere politică. Apoi să nu uităm că acest petrol a remodelat harta politică a lumii. Sunt state care au apărut doar datorită prezenței acestor accidente geologice pe propriul teritoriu. Dacă vreți, plecând din trecut, din anii 30 ai secolului trecut, Arabia Saudită, toate triburile astea arabe au fost unite în jurul lui Saud, casei lui Saud, tocmai pentru a avea acces mai sigur, mai stabil la resursele de hidrocarburi de sub nisipurile Arabiei, până la Sudanul de Sud, de care pomeneam ceva mai devreme. S-au produs și modificări pe harta geopolitică a lumii, vorbind de colonii petroliere sau de hegemoni petrolieri. Plus alte, gândiți-vă numai paleta largă de a devenit un prefix, aș spune, petrolul. Petrodolari, petropolitică, petrostrategie, petrodiplomație, petroimperialism, petrocolonialism și câte și câte alte sintagme care definesc realitatea în care trăim. Sunt însă niște nuanțe care diferă față de ceea ce știam în trecut și se întâmplă acum la trecerea aceasta dintre milenii, deci în secolul 21 în curs de desfășurare. Dacă secolul al XIX-lea a fost secolul cărbunelui, iar secolul 20 a fost secolul petrolului, lucrurile s-au schimbat puțin. Relația înainte era binară, era simplă. Exista un mare producător, un mare hegemon petrolier, a cărui economie depindea de petrol, Statele Unite ale Americii, și un mare producător, Arabia Saudită. Era, dacă vreți, relația dintre un imperiu petrolier, SUA, și
colonia petrolieră Arabia Saudită. Unii dădeau banii, ceilalți dădeau petrolul. Lucrurile s-au schimbat puțin, apropo de trecerea de la geopolitică la geoeconomie. Dacă accesul la aceste rezerve era deținut de către, dacă vreți, de către cele șapte surori, cum era denumit cartelul celor șapte companii transnaționale care activau un domeniu, numai că aceste companii erau private și scopul lor era maximizarea profitului, astăzi vorbim de alte șapte surori sau cele șapte surori noi, care nu mai sunt companii private. Nu mai sunt companii al căror pachet majoritar este de stat, ci sunt companii de stat. Da, PetroChina sau Compania Națională Nigeriană sau Venezuelană sau Mexicană. Dintr-o dată, petrolul a devenit, dintr-o marfă tranzacționabilă la bursă, cum era în secolul 20, a devenit un instrument de politică externă, atât timp cât pachetul majoritar îl are statul și când statul își urmărește prin acest acces la rezervele de petrol, practic niște atribute de, își urmărește o geostrategie proprie, accesul, deci niște atribute de politică externă. Iată, a devenit o monedă geopolitică de schimb. Iată, dintr-o dată, iar trecerea de la geopolitica aia, aceea clasică, la geoeconomie. Nu mai este o ecuație atât de simplă. Doar Statele Unite, deci Imperiul Petrolier și colonii petroliere. Acum lucrurile sunt mult mai complicate. În anii 60 a intervenit acel OPEC. Hai să spunem că OPEC sau politicile OPEC mai puteau fi sparte tot prin la presiunea Statelor Unite ale Americii. Dar acum lucrurile s-au mai schimbat puțin. Pe lângă Statele Unite a apărut un alt mare consumator cu care Statele Unite se întâlnesc pe piață. China. China a devenit un consumator rapace de resurse și în mod deosebit de petrol. Dacă Statele Unite au furnizori stabili de zeci de ani, aceiași furnizori, și aici există câteva clișee care sunt mai mult mituri, Statele Unite nu depind de petrol din Orientul Mijlociu, Statele Unite n-au depins niciodată de petrol din Orientul Mijlociu, Statele Unite nu cumpără petrol din sau doar din Orientul Mijlociu. Dacă ne uităm pe o hartă a fluxurilor principale de petrol, a comerțului cu petrol, vom observa că Statele Unite se alimentează din emisfera vestică. Deci Canada, Venezuela, Mexic. De acolo se aprovizionează în mod deosebit cu petrol. În timp ce Europa de vest și Japonia depind de Orientul Mijlociu. Deci o hartă împărțită în două, pe longitudine. China nu are aceiași furnizori stabili. De aici survine vulnerabilitatea. Deci o cerere în creștere, dar nu are furnizor stabil cum are Statele Unite. Practic tot ce a pus Statele Unite pe axa răului a luat China de bun, ca furnizor de petrol. Și sunt multe exemple care se pot da aici. Când George W. Bush a venit la putere... Vorbim despre o doctrină Bush, da? Da, m-ați ajutat să facem și legătura cu altă sintagmă, geopetropolitică, geopetropolitică. Și am ajuns, se poate numi doctrina Bush, totuși, da? I-aș putea zice așa. Și de ce aș putea spune așa? Pentru că a făcut din asta o politică de stat. Când a venit la putere, a vrut să traseze liniile unei politici energetice naționale. Care erau premisele de la care plecau? Economia americană depinde de petrol. Economia americană funcționează pe petrol. De la modelul acela din anii 20, de la modelul Fordist, cu un consum uriaș de resurse, petrolul, bineînțeles, era atunci aproape pe gratis, în Orientul Mijlociu, a rămas la fel. O economie puternic dependentă de petrol. Și atunci a făcut o comisie. Ce facem? Consumul este în creștere. Deci Statele Unite, să ne înțelegem, este un producător mare de petrol. Produce peste 350 de milioane de tone anual. Dar, cu toate acestea, consumă peste 800. Deci în 2013 a consumat 820 de milioane de tone. Asta înseamnă un deficit de 500 de milioane de tone de petrol în fiecare an. Păi 500 de milioane de tone este producția Arabiei Saudite, cel mai mare producător pe glob. Sau 500 de milioane de tone este producția Rusiei. Al doilea, câteodată chiar primul, că se mai face rocade între locul 1-2, cel mai mare producător de petrol. Deci Statele Unite importă anual cât produce cel mai mare producător mondial de petrol. Și atunci au făcut acest studiu, au făcut această analiză și au ajuns la o concluzie. Nu putem în câțiva ani să reformăm economia în sensul să facem o reconversie energetică, să trecem către alte surse de energie. Nu putem, înseamnă bani foarte mulți, ori americanul este foarte sensibil la nivelul de trai. Putem să vorbim de dezvoltare durabilă, putem să vorbim de energie verde, de economie verde, de tot ceea ce începe cu eco, vorbește despre aceste lucruri până ajunge la ideea că bani din care se duc în nivelul de trai trebuie investite pentru aplicarea acestor concepte. Și atunci
Doctrina Bush a devenit următoarea. Trebuie să repoziționăm armata Statelor Unite acolo, în jurul, în proximitatea bazinelor de hidrocarburi. Întâmplarea a făcut că a venit mănușă evenimentul de la 11 septembrie, 9-11, cum îi spun ei, de 11 septembrie 2001, atacurile teroriste asupra World Trade Center, și s-a folosit de această chestiune pentru a declanșa un adevărat sau adevărate războaie cu miros de petrol. Președintele Bush i-a spus Sarfili, a spus preemptive war, ușor eronat tradus în limba română. Nu era vorba de război preventiv, cum a fost tradus, nu era preventive war, era preemptive war, adică război de preîntâmpinare. Practic, ce asta a făcut? Practic, niște conflicte cu miros de petrol. Da. A atacat Afganistanul, deci practic s-a infiltrat ușor-ușor spre spațiul caspic și a izolat Iranul în problematica caspică. Iranul joacă dublu și în problematica caspică și în problematica Orientului Mijlociu. În 2003 a intervenit în Golf. Știți foarte, foarte bine ce motive a invocat atunci, a convins Congresul. Saddam Hussein are arme de distrugere masă, dovezi care nu au fost produse nici până în prezent. Și atunci, deci, pe baza acelei politici, el a trebuit să facă aceste lucruri. Deci repoziționarea militară în preajma zăcămintelor de hidrocarburi. Foarte interesant s-au derulat toate aceste jocuri. În 2003, primul obiectiv securizat de armata militară, deci prima linie verde în Orientul, în Irak, în Orientul Mijlociu, a fost Ministerul Petrolului. Peste Muzeul Babilonului au trecut tancurile. Tăblițele cu scriere cuneiformă zburau dintre șenile tancurilor, dar primul obiectiv securizat a fost Ministerul Petrolului. Deci, iată câte implicații sunt. Da, dar China are o cerere în creștere. De aici am plecat. Deci, dar și o poziție vulnerabilă, pentru că nu are furnizori stabili. Dacă ne uităm de unde cumpără China petrol, o să observați ce fel de state sunt. Păi, furnizorul numărul unu este Iranul, este Rusia. Apoi, următoarea bătălie se duce pe un al doilea golf, în vestul Africii. Câte chestiuni s-au întâmplat acolo. În timp ce William Clinton, a retras ambasada, de exemplu, dintr-o țărișoară mică africană, Guinea Ecuatorială, Bush a reînființat-o la loc. Clinton a închis-o pentru a spune că nu erau justificate costurile, punând Guinea Ecuatorială pe axa răului, iar George W. Bush a reînființat-o. Deci, iată, dintr-o dată, interesul, în virtutea acestei strategii, maximizarea prezenței în jurul zăcămintelor de hidrocarburi. Mai acolo, un stătuleț mic, în Golful Guinei, Sao Tome și Principe au deschis o bază militară acolo, americanii, pentru a superviza. Jocul era cam așa. Venea președintele Bush, a doua zi venea premierul Chinei. Venea președintele Bush, a doua zi venea premierul Chinei. Deci, practic, în prezent, 3/4 din Africa este cumpărată de chinezi. Numai chinezii aveau altă strategie, pentru că nu aveau acces la mari producători, așa cum aveau Statele Unite. Să nu uităm că securitatea Arabiei Saudite este asigurată de Statele Unite ale Americii. Chinezii sau China era un fel de FMI oriental. Împrumuta cu miliarde de dolari. Am împrumutat Angola, 2 miliarde de dolari. Petrolul din Cabinda. A împrumutat Turkmenistanul cu miliarde de dolari. Și ulterior, în 2009, a făcut o conductă din Turkmenistan, care, de data asta cu gaze naturale, care merge și debușează direct în China. A împrumutat Republica Moldova cu miliarde de dolari. Să nu spuneți mie că China era dependentă de bomboanele Bucuria sau de producția de vin a Republicii Moldova. Și de coniacul lor. Deci avea căutat poziții de negociere cu Rusia. Plus că nu îmi dădea acești bani, dar nu impunea restricțiile FMI-ului sau ale băncii mondiale. Deci foarte interesante au fost aceste jocuri. Doamne profesor, mi-amintesc și m-ați provocat acum câțiva ani. Am citit o carte foarte bună care a apărut la editura Litera, Confesiunile unui asasin economic. John Perkins. Asasinii economici au fost actori și sunt actori care au un rol determinant în cadrul acestor conflicte. Întotdeauna în spatele tancurilor americane, dacă observați, au fost transnaționalele americane. Uitați-vă că și pe teritoriul nostru se duce o luptă din umbră între transnaționalele americane și transnaționalele rusești. Se vede asta, dacă vreți, se poate face o hartă a României cu benzinăriile și care de ce companie aparțin.
Păi a fost interesantă chestiunea, foarte frumos. Mi-a plăcut mult acea carte, am citit-o și eu, John Perkins, Confesiunea unui asasin economic, și practic el explică acolo un alt concept, corporatocrația. Da. Și ce spune el acolo? Că noi americanii cumpăram petrol și banii aceia ajungeau să finanțeze terorismul. Practic se ajunsese la o dilemă a securității energetice. Noi cumpărăm petrol, iar banii, petrodolarii, finanțează pe Osama Bin Laden, care era saudit, și se întoarce împotriva noastră. Și atunci au luat această decizie de a readuce banii înapoi în economia americană. Au făcut-o și pe piețele emergente latinoamericane, au făcut-o și în Orientul Mijlociu. Cum? Îi convingeau că trebuie să se dezvolte. Păi nu putem să ne dezvoltăm, că nu avem bani. Vă împrumutăm noi. Și i-au împrumutat, până au devenit dependenți de aceste împrumuturi. N-au putut niciodată să mai ramburseze aceste împrumuturi și au devenit aserviți politic și economic de Statele Unite ale Americii. V-am rugat la începutul emisiunii noastre să atacăm, dacă nu știu că este un cuvânt bine rostit de mine, și cealaltă sintagmă completă, geopetrogaze politică. Și aici cred că ar fi interesant pentru cei care ne privesc să amintiți despre războiul gazelor și despre războiul gazoconductelor. Războiul gazoductelor. Da. Gazoductelor, corect. Foarte interesant. Cumva se leagă cele două chestiuni. Bazinul Caspic a părut ca un Eldorado, iar politica americană a folosit acest spațiu, a folosit niște cifre speculative. Este foarte, foarte mult petrol în Marea Caspică. De ce a folosit aceste cifre speculative? Păi, pe de o parte, dorea să pună presiune pe OPEC pentru a scădea prețurile, iar pe de altă parte, dorea să atragă investiții în țările mici, riverane, abia scăpate de sub suveranitatea, de sub gravitația politică a Moscovei. Cu adevărat, ele n-au scăpat niciodată de această gravitație. Și într-adevăr, lucrurile așa s-au întâmplat. Numai că în aceste oscilații, să nu uităm că oscilațiile prețului petrolului, foarte important acest, practic e un echilibru atât de fragil care este susținut de prețul petrolului. Să mai amintim un detaliu. Rusia are o economie dependentă de exportul de materii prime. Păi, 3/4 din PIB-ul Rusiei provine din exportul de materii prime, iar mai mult de o treime din aceste materii prime sunt reprezentate de petrol și gaze naturale. Vinde petrol, vinde gaze naturale, îi vin încasările, are produs intern brut consistent. Nu vinde, încep să apară probleme. Pe un fond de scădere a prețului petrolului, Vladimir Putin, putem să vorbim prin analogie și de o doctrină Putin în acest sens, a încercat să crească prețul la gaze naturale. Cum? Punând presiune pe marii consumatori europeni. Să nu uităm Gazpromul, instrumentul pe care l-a folosit. Gazpromul este o companie care are, cu pachetul majoritar, este deținut de statul rus. Și foarte interesant a acționat aici Vladimir Putin. În 2006, 2008 și 2009, deci 3 ani, au fost câteva secvențe mai mici și prin anii 2000, a închis robinetul la gaze naturale. Nici mai mult, nici mai puțin. Deci n-a mai folosit invazia armatelor, tancurilor rusești, ci a închis robinetul la gaze naturale. A apărut un articol în Foreign Policy legat de ruleta rusească, s-a numit, vis-a-vis de aceste închideri de gaze naturale. Numai că și profesor Neguț și eu am spus de-a lungul timpului că nu e vorba de o ruletă rusească. Ruleta rusească, cunoaștem acel joc al ofițerilor ruși atunci când chefuiau să tragă cu pistolul în care exista doar un singur glonț, dar acolo aveai o șansă să scapi. Victima era aleatorie. În cazul robinetului politic, victima este bine țintită, este bine aleasă și nu are nicio șansă să scape. Ce șanse să aibă Georgia când avea stoc pentru 24 de ore și noaptea de reveliu i-a închis gazele? Deci în mijlocul iernii. Și atunci problema era că Ucraina, despre care se discută și în aceste zile, era spațiu de tranzit. Gazele care o tranzitau ajungeau la mari consumatori occidentali. Numai că aceste gaze nu mai ajungeau, pentru că erau închise pentru Ucraina, iar ucrainenii sifonau, acesta a fost termenul folosit, sifonau din gazele pentru occidentali. S-a trezit Ucraina sub dublă lovitură. Dădeau și occidentalii, dădeau și rușii, și din războiul ăsta al gazelor, bine, problema a fost ceva mai complexă.
S-a generat un alt conflict, războiul gazoductelor. Pentru prima dată, Rusia și Occidentul vorbeau la unison. Avem nevoie de rute alternative cu care să ocolim Ucraina. Numai că viziunile erau diferite. Viziunea europeană era spiritul unui joc cu sumă nenulă, câștigăm amândoi, deci de tip win-win, câștigăm împreună, câștigăm amândoi. Noi investim, deci investiție privată, se fac conductele pe baza unor studii economice prin prisma fezabilității și se decide traseul. Traseul dorit de Occidental a fost Nabucco, defunctul proiect Nabucco, care... Cea mai mare problemă a proiectului Nabucco, și poate într-o altă emisiune o să facem, o să vorbim despre chestiunea asta, era că era cel mult un obiectiv turistic, o imensă conductă goală. Europenii s-au concentrat asupra rutei și niciodată asupra sursei de aprovizionare, de unde intrau gazele pe conducta Nabucco. Deci, altă parte, rușii, și închei chestiunea asta. Și aș vrea să închidem puțin robinetul. Da. Rușii aveau o altă viziune. Europa va continua să cumpere gaze rusești sau gaze din spațiul Caspic, dar intermediate de noi, prin conducte controlate tot de noi, de Rusia. Și închidem și noi robinetul pentru moment. Închidem pentru moment. Domnul profesor, bine argumentate aceste sintagme, vă mulțumesc. Am ajuns la concluzia că pantarei totul curge, da? Și vă rog, în final, ne apropiem de final, să-mi dați voie să rostesc câteva cuvinte potrivite. Este vorba de anumite atribute, proprietăți, care în timp au devenit constantele M. Neacșu. Dacă nu este bine, vă rog să mă opriți. Perseverent. Aș putea fi catalogat ca atare fără să devin supărător de perseverent. Sau suspect de perseverent. Sau suspect. Nu a căutat niciodată funcțiile. Funcțiile au fost conjuncturale. N-a spus ce funcție ați avut. E adevărat? Da. Au fost oameni în jurul meu care au avut slăbiciunea în anumite momente ale vieții mele să creadă că sunt bun pentru anumite funcții și m-au pus în acele funcții. Am încercat să fiu cel mai bun la locul în care m-a dus viața, n-am alergat niciodată. V-au schimbat funcțiile? Nu cred. Structura? Nu cred. Ați rămas același? E posibil să fi rămas același. Nu mă știu schimbat, nu m-au schimbat. Eram în altă parte. Dacă m-a schimbat. Norocos. Sunt un om, eu spun despre mine că m-am născut sub o anumită stea. Într-adevăr, norocul a făcut parte din viața mea. Recunoscător celor care au contribuit la ascensiunea dumneavoastră. V-aș ruga să-mi dați 3 nume, sau 4 nume, fără să intrăm în detalii, dacă se poate. Por gratitudine și recunoștință, într-adevăr, unor oameni care mie mi-au schimbat destinul. Nu știu ce întâmplare i-a adus în viața mea, dar vedeți ce înseamnă destinul. Au ajuns în viața mea exact atunci când a trebuit sau când am avut nevoie mai mult de ei. N-am cum să nu fiu și o să-i fiu recunoscător toată viața profesorului Gelu Hanganu, este profesorul copilăriei mele. Dumnealui m-a făcut să iubesc geografia, mi-a dat acest drum, această cale cu care eu m-am identificat. Este calea, pasiunea vieții mele, calea mea spre înțelepciune, geografia. Apoi, cariera universitară se sprijină pe umerii profesorului Silviu Neguț. În ce sens? M-a întrebat odată la un curs de masterat, eu făceam un master la facultatea pe care am și absolvit-o, Facultatea de Geografie, Universitatea din București. Nu știu cum, mi-a plăcut de mine, nu pot să știu ce a fost în mintea dumnealui. M-a întrebat dacă vreau să doresc să-i fiu preparator. Bineînțeles că răspunsul a fost atunci nu, mă mai gândesc. În momentul ăla predam în Ion Luca Caragiale din Ploiești. Dar apoi am revenit. Și bine am făcut că... Și iată unde ați ajuns, cam, da? Cam și revenit. Al treilea personajul? Mi-am dat eu George Vlășanu. Da, mai am, un coleg foarte bun, profesorul George Vlășanu, și eu aș zice așa, de la primul mentor m-a învățat, profesorul Gelu Hanganu, de la al doilea am furat, de la Silviu Neguț am furat meserie, iar de la profesorul George Vlășanu am învățat și în mod deosebit mi-a dezvoltat bucuria de a trăi. Foarte frumos. Om de echipă, optimist, echilibrat, tonic, milos, emotiv, sociabil, priză la studenți. Nu avem timp, dar am văzut un mail, un student vă solicita să-i deveniți mentor. Ați răspuns la acest mail? N-am răspuns, o să răspund. Deci vă mai gândiți. Interesant. Bun familist, 20 de ani de căsnicie, iată avem aici o imagine cu cei trei, e vorba de
Micuța, soția duși, 20 soție? De ani de căsnicie neoficială. Oficială sunt vreo 12. A vorbit numai oficial, domnule profesor, da? Am înțeles, da? 12 ani de Charmant. La muncă, dar sunt cu același om de 20 de ani. Simpatic, s-a văzut, profund, inteligent, generează bună dispoziție, este analitic, dar nu își ia viața după analize. Asta e cam ciudat, totuși. Nu vă faceți viața după tot ce ar însemna? Niciodată nu mi-a plăcut să știu ce rezervă viitorul. Niciodată nu mi-a plăcut să fac analize, cum să spun, analize SWOT, da? Să spunem puncte tari și puncte slabe. Da? Nu fac astfel de proiecții. M-am spus unde am ajuns, am încercat să-mi fac treaba. În acest moment am proiectat zâmbetul fiicei dumneavoastră. Câți ani are? Alexia este fata mea. Și a să vă trăiască, soției mele Nicoleta, da? Are 7 ani. 7 ani. Clasa întâi. Foarte frumos. Mi-am mai notat. Generați bună dispoziție, idealist, spiritual, dascăl de vocație, nu profesor funcționar, emotiv, satiric, sufletist, are har, scrieți ușor și bine, adaptabil. Să judece posteritatea. Foarte greu ați învățat să spuneți nu. Ordonat. Lucrați ordonat, gândiți ordonat. Norocos, am spus, adaptabil, spontan, comunicativ, uneori ușor de păcălit. Și eu v-am păcălit să veniți. Vă mulțumesc. Fire de artist. Ați cântat la acordeon, am înțeles, da? În copilărie. Unii cântă în Mila, alții în Sila, alții să cântați la acordeon. Un om de viață, este foarte important, sunteți tonic. Iubiți universul intim al omului, iubiți lucrurile mărunte, știe să privească dincolo de aparențe. Ar mai trebui adăugat? Probabil că da. Păi a spus atât de multe încât parcă alunec, așa simt cum alunec. Toate au fost constante. Domnule profesor, o plăcere să discutăm. O plăcere să transmiteți telespectatorilor noștri. Avem o surpriză muzicală pe final, dar nu vă las până nu ne promiteți, acum sau dacă se poate, dacă nu se poate altă dată, un alt invitat. Poate fi special, sau un senior al petrolului. În timp ce vă gândiți, Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii Seniorii Petrolului Românesc, își ia la revedere de la dumneavoastră, stimați telespectatori, mulțumindu-vă pentru fidelitate, iar domnului profesor, în mod special, mulțumiri și nu doar atât, și aștept să mai reveniți. Dacă veniți a doua oară, este tradiție și pentru emisiunea noastră. Vă mulțumesc mult pentru invitație. V-ați gândit la un invitat? Da, aș avea în minte, așa la prima strigare, cum se spune, aș avea în minte pe cineva, mă gândesc la un bun colaborator al nostru, ține un curs la noi la Masul de Geopolitică, este vorba de domnul profesor Ionel Nicu Sava. Și diplomat, care, a fost și diplomat, da? A fost, da, a fost ambasador în Confederația Elvețiană, un mandat de 4 ani. Vă mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc pentru invitație! Que je dormais, pendant que je rêvais, les aiguilles ont tourné. Il est trop tard, mon enfance est si loin. Il est déjà demain, passe, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Que je t'aimais, pendant que je t'avais, l'amour s'en est allé. Il est trop tard, tu étais si jolie, je suis seul dans mon lit. Passe, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Que je chantais, ma chère liberté, d'autres l'ont enchaîné. Il est trop tard, certains se sont battus, moi je n'ai jamais su. Passe, passe le temps, il n'y en a plus pour. Pourtant je vis toujours
sur ma guitare pour l'enfant que j'étais, pour l'enfant que j'ai fait. Passe, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je chantais, pendant que je t'aimais, pendant que je rêvais,